Astăzi a început festivalul de teatru pentru copii și tineret, Imaginarium. Festivalul Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret, Imaginarium, într-adevăr, cea de-a patra ediție, a început astăzi. Va fi un festival încântare, un eveniment important pentru teatru, pentru oraș, pentru publicul acestui oraș, pentru comunitatea locală. Nu e puțin lucru un teatru să aibă două festivaluri internaționale, așadar primul din an, cel pentru copii și tineret, care spuneam că a debutat astăzi până duminică. Orașul și teatru va fi un festival, sunt trupe, cele mai bune trupe și cele mai bune spectacole din țară, Teatrul Guguță din Chișinău și de asemenea două spectacole din Spania pentru spațiile, pentru outdoor. Ne-am obișnuit ca în timpul festivalului să avem spectacole care sunt create special pentru spațiile neconvenționale, spectacole pe care noi le vom ține în fața teatrului, pe pietronalul din fața sălii mare a Teatrului Toma Caragiu. Așadar, spectacole de teatru, nu întâmplător mâine, încerc așa să vă dau câte ceva din program, nu întâmplător mâine, pe 10 mai, avem spectacolul de la Alba Iulia, Domnița și Ciobanul, pe un text al Reginei Maria, așadar totul este foarte bine, foarte bine ales, foarte bine așezat acolo unde trebuie. Avem și o paradă în seara zilei de joi, o paradă cu suflători, cu acele statui vivante, cu artiștii pe picioroange, cu păpușile gigant, personaje sau figuri cu care ne-am întâlnit și ne-am obișnuit deja în Ploiești, în cadrul evenimentelor organizate de Teatrul Toma Caragiu și de care oamenii nu se satură. Galeriile tuturor, galeriile foto din telefoane sunt pline cu siguranță de astfel de, de astfel de fotografii, cu astfel de personaje. Cea mai bună dovadă a fost ultimul eveniment pe care l-am, sau cel mai recent eveniment pe care l-am desfășurat, Târgul de Flori, iar aceste personaje au fost foarte, foarte îndrăgite, foarte vânate pe pietonul din fața teatrului. Așadar, zile de festival, zile de bucurie și chiar le mulțumim celor care fac posibil lucrul acesta, dincolo de trupele participante, de artiștii și nu numai toți angajații Teatrului Toma Caragiu, care respiră festival zilele acestea, celor care fac posibil și sunt mândră că am cui să mulțumesc, pentru că atunci e momentul în care faci ceva și niciodată nu poți să faci singur. Că se numește primărie, că se numește Consiliul Local și le mulțumesc în mod deosebit și sponsorilor, care sunt din ce în ce mai mulți, care sunt din ce în ce mai generoși și le mulțumim pentru absolut tot sprijinul pe care ne-l dau. Mulțumim foarte mult!